Bun găsit, prieteni! Sunt Mihai Spanov cu un video despre site-ul Twinkle. Cine a participat la prognoze în perioada campionatului lumii la fotbal trebuie să aibă un careva nivel atins în acest site. Dependență de nivel aveți să primite o cantitate de monete Twinkle. Deci eu am atins nivelul 29. Am primit 29.000 de monede Twinkle. Acum în site, intrați în interior și ajungeți până la această pagină unde trebuie de activat prizul care l-ați primit ca el să fie transferat în contul pe site-ul Pernum. Deci când apăsați pe acest Pernum, vă aruncă în cont. Deci la site unde intrați cu aceeași parolă care intrați și pe Twinkle, unde o să vedeți peste două zile cantitatea de monete care au trecut în cont. Deci o monetă este egal la un cent. Deci e 29.000 se primește valoarea lor $290. Aceste monete se poate discos doar pe bursa lor, care CCS Wallet. Când apăsați pe acest buton, vă aruncă la bursă, unde faceți înregistrare. Înregistrarea se face destul de simplu. Acolo este niște spații unde se introduce e-mailul, pe urmă repetați e-mailul, introduceți parola, repetați parola. Eu deja am făcut înregistrare și nu pot să arăt din nou. Și creați cont. După aceea, pe e-mail vine un mesaj. Deci vine un mesaj cu un link pe care apăsați și activați contul. Deci la mine merge greu, nu știu ce. După aceea intrați în cont la manage profile și introduceți datele, deci introduceți datele la personal profil și la alte direcții, acolo să fie două direcții, una legată de personal profil și alta despre adresa. Deci toate spațiile trebuie introdus. După aceea scriți la suport. Ori sub acest video va fi linkul la pagina unde se atașează documentele. De ce trebuie atașate documentele? Deci uitați-vă. Când am făcut înregistrare, nu ne-a spus că contul este valabil 14 zile pe această bursă, CryptoCoin Street. Dacă în 14 zile nu facem verificarea, adică adăugarea documentelor, contul va fi șters. O să trebuiască din nou să faceți înregistrare. Deci asta când eu am apăsat pe crearea contului, apare așa inscripție, la înregistrare. Iar așa ceva când apăsăm pe linkul de verificare care vine pe e-mail. Acum deci uitați aici, s-a păstrat la mine, unde se editează datele, deci profilul scris nume, prenume, telefonul mobil, dar telefonul mobil scris fără plus, cu 2 de 0 în față, pe urmă codul țării și în continuare. Mai jos la adresă, introduceți toate spațiile. Deci, și apăsați pe upload ca să salveze. Atât. Pe urmă, cum am spus, scriem la suport. Dacă nu găsiți în descriere la acest video, deci este
linkul acesta unde introducem deja documentele. Care documente? Deci aici ia, alegem copia la buletin. Unde aveți în calculator? Deci, nu mai mare de 2 MB. Și adăugăm, facem upload. După ce ați făcut upload, vedeți apărut documentul aici. Acum, a doilea, un bon de plată la electricitate, telefon, internet, gaz, lumină. Ori pe apă, nu merge pentru telefon mobil. Nu mai mare de 3 luni. Și adăugăm. Acum, când vom fi verificați, vom avea acces la depozit de pildă. Deci, până nu sunt verificat, nu-mi dă voie. Deci trebuie să dispară inscripția cu roșu. Periodic intrat și verificat. Cam atât ce am vrut spun, numai bine.